Gaz! Este în clasa a treia, este o domnișoară vorbăreață și zâmbitoare și are o pasiune nebună, una pe două roți, motocrosul. Ioana Fieraru s-a urcat prima dată pe motocicletă la vârsta de 6 ani. Tatăl său a susținut-o și a făcut antrenamente cu ea pe diferite trasee. Mama nu a rezistat să-și vadă fetița mergând cu viteză pe motocicletă. Nu merge cu ea când practică sportul extrem, dar îi susține visurile. Pe stradă mi-a dat odată drumul și când am văzut că am început să am curaj în mine, am văzut că pot să merg și singură și de atunci am zis lui tata să-mi ia o motocicletă de cross și el a zis bine. Prima oară cum am urcat pe această motocicletă, tot așa, mergeam pe stradă, m-a ajutat el că stăteam cu el pe motocicletă și pe urmă începeam să mergem pe la pădure. Ioana își amintește de căzăturile luate și de frica pe care a avut-o prima dată când s-a urcat pe motor, dar odată cu trecerea timpului a simțit cum este să fii propriul tău stăpân, să știi cum să învingi orice teamă. Pasiunea vine de la tatăl său, tare mândru că fata lui este mai bună decât mulți băieți în acest domeniu. Teama e tot timpul, de câte ori se urcă pe motocicletă și merge, mă gândesc, aolo, cade, nu cade, dar tot înainte. Iar cu pasiunea de a-mi îndrumat-o, asta a fost un hobby al meu, care mi l-am dorit în copilărie, nu l-am avut, că nu s-a putut la vremea și zic că dacă tot se poate acum, adică hai să măcar ia, să încerci. Pasiunea asta mea. Mai ales că e și fată, sunteți mândru de ea? Da, sunt foarte mândru. Mă bucur pentru că, în primul rând, sportul ăsta o echilibrează pe ea ca conștiință de a gândi pericolul. Ioana se bucură când cei din jur apreciază curajul și priceperea ei de a stăpâni motocicleta. Acum are ceva experiență și vrea un motor mai mare, mai puternic, cu care să participe și la concursuri importante. Visul meu este să merg la un antrenament mai mare, că eu până acum am mers la antrenamente mai mici, să-mi cumpere tata o motocicletă și să... Cum să vă spun? Și să... Când voi merge la un antrenament mai mare, aș vrea să fiu pe locul 1. Fetița a luat locul întâi la mai multe concursuri județene și s-a întrecut cu băieți de vârsta ei sau chiar mai mari. Ioana preferă motocrosul în timpul liber și, având susținerea părinților, cu siguranță dorințele ei vor putea fi realizate.